Pentru a micșora numărul de violență la noi în țară, în satul Șurii Noi, raionul Drochia, s-a desfășurat o campanie informativă sub genericul Educă, nu bate, unde atât părinții cât și educatorii instituției preșcolare din localitate au fost sensibilizați despre consecințele acestui fenomen. Este o informație destul de bună pentru părinți, în primul rând, pentru cei care aplică diferite forme de pedeapsă asupra copilului, mai ales ce ar fi de hărțuire fizică sau morală asupra copilului, un fel de educație nebinevenită în societatea de astăzi a noastră. Copilul trebuie educat într-o formă de liniște, într-o formă de încurajare, de să aibă puterea să se implice în societatea de astăzi, fără a avea diferite gânduri ascunse sau frică de a-și exprima gândurile. Copiii sunt cel mai important lucru din viața noastră. Cel mai important și mai frumos dar de care ne l-a oferit Dumnezeu. Astăzi am aflat că copiii sunt tot o ființă care merită și dorește să fie iubită, stimată, apreciată. Copilul nu trebuie înjosit, nu trebuie umilit, nu trebuie să-l certăm, trebuie educat, în primul rând, din cuvânt. Am venit să văd cum să am grijă de nepoț, de... Eu am avut 3 copii, dar cum nu i-am bătut, ei nu știu de bătaie. Am primit azi informații utile pe care să le folosesc și eu pentru creșterea nepoțelor. Evenimentul s-a desfășurat în incinta grădiniței Fulgușor din localitate. Părinții au adresat diverse întrebări organizatorilor. Una dintre cele mai actuale a fost despre măsurile ce trebuie să le întreprindă părinții în cazul în care copilul nu ascultă. Dacă nu e agresivitatea în familie, nu va exista agresivitatea nici în societate. Copiii ar fi mai mângâitori față de noi. Și vreau să spun un lucru, că din toate acestea, părintele trebuie să... Eu, de exemplu, cu cel mai mare băiețel, la noi în familie e prietenie. Eu sunt cel mai bun prieten al lor. Pentru o bună educație, copiii trebuie mereu să fie în atenția adulților, a menționat managerul instituției preșcolare. Este foarte important tema de astăzi, educ, nu bate, căci prin bătaie apar o mulțime de probleme. Copilul este ignorat, copilul se simte singuratic, copilul nu observă ajutarea părintelui. Părinții de astăzi sunt preocupați de alte probleme și copiii rămân în umbră, însă copiii au nevoie de dragoste, de ajutorul pe care un părinte poate să-i acorde. Vrem să insuflăm la părinți să fie mai comunicabili cu copiii, stabilească reguli la fiecare pas împreună cu copiii, să negocieze cu ei, să discute, altfel copilul manifestă un comportament adecvat. Campania informativă sub genericul Educă, nu bate are drept scop informarea cetățenilor despre consecințele violenței asupra copiilor. Astfel de evenimente se vor desfășura în mai multe localități din raionul Drochia, și anume în satul Nicoreni, Miciurin și Drochia. Veronica Cebotari, Anton Ciornăi, TV Drochia.